Dificultățile financiare sunt principala cauză a abandonului școlar în mediul rural, deoarece părinții nu au bani să-și țină copiii la școală. Campania umanitară desfășurată la școala gimnazială numărul 1 din localitatea Blâns, județul Galați, denumită Înapoi la școală, a avut ca scop acordarea de ajutor acestor familii cu venituri reduse pentru ca cei mici să nu renunțe la învățătură. Campania, susținută de o firmă privată, a venit în ajutorul la 100 de copii care au primit încălțăminte și dulciuri. Inițial am vrut să susținem vârfurile educației, dar am constatat că avem cam puține vârfuri și multe nevoi. Și am zis să ajutăm acești copii să eradicăm abandonul școlar. Mulți nu aveau cu ce să vină la școală, să fie încălțați, să fie îmbrăcați. Aveți mulți copii care au renunțat la școală din cauza că părinții nu aveau posibilitatea să îi întrețină? Da, când am venit eu acolo, da. Bine. Acum numărul este în scădere, că avem diferite proiecte și programe care îi ajutăm să vină la școală. Pachetele au conținut câte două perii de încălțări pentru fiecare copil, plus dulciuri, foarte multe dulciuri, rechizite, pixuri. Poate ce cam ce trebuie pentru început de an școlar. Bucuria copiilor după primirea cadourilor nu mai are nevoie de niciun comentariu. Campania va continua cu activități de premiere a copiilor, cu rezultate foarte bune obținute la învățătură și concursurile școlare.